vremea aia era vechi. Atunci era vechi, da, acum lângă noul stadion Rapid. Ar fi bine să se facă și o sală lângă stadion, pentru că sala nu este la nivelul stadionului. Din păcate, nu cred că se va mai întâmpla treaba asta. Dacă nu s-a făcut odată cu stadionul, corect, foarte greu să cred că se va mai întâmpla de acum încolo treaba. Corect. Iată, acesta este primul luptător care intră în ring în această seară, un francez, este vorba despre Mitch Ferrell. Michel. Da, Michel, dar are, da, numele de ring Mitch Ferrell, el va da piept cu Călin Petrișor din România, din Găiești. Da, interesant intrarea francezului și acest look pe care l-are cu acea mască, inclusiv poza de pe poster. Iar acum sosește colțul roșu adversarul său, o fi Călin fan, Petrișor. O fi fan Basarabean, scapă. Care luptă în UFC sau... Nu, care cântă. Ok, da, stai că eu cu muzica sunt puțin pe lângă, mai ales. Care apare tot cu sacul, cap cu mașcă. Exact. N-am lăsat strada. E, uite că-i vedem și-mi fața acum. Michel Ferrell, așadar, un parizian, 36 de ani. Sunt luptătorii francezi, nu toți, pentru că sunt mai mulți. Vreo trei au venit însoțiți de Freddy Chemaio, o veche cunoștință a publicului din România. A luptat de multe ori în România, a luptat împotriva unor sportivi români și va lupta chiar vara asta. Dacă nu mă înșel, luptătorul străin cu cele mai multe meciuri în România, pentru că el a avut și piramide în România și posibil, a fost prezent și în unele gale, având 2-3 lupte în aceea seară. Moroșanu l-a întamat pentru vara asta. Am crezut că în iunie mai face o gală. Așadar, pentru primul meci al seriei, avem un colț albastru. Nu i-au stabilit încă adversarul, dar e clar că Freddy Chemaio va reveni în ring ca luptător în România, ceea ce nu-i deloc rău, pentru că până la Freddy Chemaio este un nume important de luat în seamă. Să-l ascultăm pe George. 8 knockout-uri, înfrângeri 22. Vine din Paris, Franța. El este Mitch Ferrell! Iar în colțul roșu, antrenat de Dan Mocanu, reprezintă Steaua București. Un număr total de meciuri susținute, 33, 28 de victorii, 12 meciuri obținute prin knockout. Are 23 de ani, reprezintă Găiești, România! El este Călin, the KO Hunter, Petrișor! Arbitrul în ring, Yamato Zaharia. Da, spuneai ceva mai devreme despre adversarul necunoscut, da, în momentul ăsta, lui Freddy Chemaio. E posibil dacă în această seară Ștefan Lătescu trece de Francis Goma, un alt sportiv care a venit din Franța, să dea piept cu Chemaio în vară. Da, e un meci interesant. Pentru Lătescu, dacă nu mă înșer, este primul meci după înfrângerea sferită în fața lui Iancu, nu? Anul exact, trecut, exact, în ultima gală de FSP, da, 2021. Da, da. Exact. Francezul cu ceva mai multe meciuri față de adversarul său, dar și Călin Petrișor este un luptător cu peste 30 de lupte la profesioniști. E firesc că are 36 de ani, sunt 13 ani diferență între ei, n-asta degeaba până la vârsta asta, cine știe când s-a apucat, dai seama, copilărie, adolescență pe acolo, la profesioniști o fi trecut imediat după 18 ani și a adunat meciuri. Luptător de gardă inversă, Ferrell. Statici amândoi, stau față în față și schimbă așa niște lovituri. Fiecare vrea să vadă ce poate celălalt, cât de tare poate să lovească, cât de mult poate să încaseze. Da, acum o serie mai lungă pentru francez. Au fost câteva lovituri de braț, după care acea lovitură de picior, dar o defensivă foarte bună pentru Călin Petrișor. Parcă s-a mai, nu știu, a mai pus carne pe el, așa, masă musculară, Petrișor. Mă uit și la picioarele lui. Plici. Încă o dată plici, de această dată pe interior, un low kick pentru Călin Petrișor. Vine francezul în față, încasează un croșeu de stânga. Bun, genunchiul din săritură, lovitură la corp, încă o dată croșeu de stânga pentru Petrișor. Da,
Încearcă să-l țină la distanță acum francezul, au fost două lovituri directe. În colțul din dreapta jos îl vedeți pe antrenorul lui Petrișor, Dan Mocanu, ca de obicei ca un leu în cușcă. Nu știu cum rezistă să nu intre în ring. Eu la fiecare meci mă aștept să intre în ring, să se manifestă. Și dacă vorbești cu el la final de gală, este foarte răgușit, nu prea poate să mai vorbească. Da, așa e, așa e. Puțină mișcare. De la bun început au stat față în față și au schimbat lovituri. A crescut frecvența loviturilor, volumul loviturilor. Ușor, ușor, însă Petrișor pare al forța pe Fară să facă pas în spate. Da, nicio problemă în această primă repriză pentru arbitrul din ring. Au luptat curat cei doi luptători. Uppercutul de stânga al francezului și acum o lovitură mediană vine în răspunsul lui Călin Petrișor. Da, bune eschivele francezului. Farel se lasă, face pasul înapoi, se lasă pe spate, eschivează foarte bine de multe ori la loviturile de braț ale lui Călin Petrișor. Parcă sunt doi grei așa luptă. Parcă n-ar fi la 67 de kilograme. Acum câteva lovituri mai puternice pentru Călin Petrișor. Francezul nu lovește puternic, doar punctează. Da, și am senzația că a scăzut forța loviturilor expediată de Farel. Lovește din ce în ce mai moale. Cel puțin pe ultimele 30 de secunde. O primă repriză plăcută ochiului, o primă repriză de tatonare între cei doi. Un plus pentru Călin Petrișor, care parcă a conectat mai multe lovituri față de adversarul său. Care văd că are dublă legitimare acum. Respect Jim Gheș și Steaua, asta probabil de când a intrat în armată. Exact. Nu știu exact în ce măsură știți, Călin Petrișor de un an și jumătate. Cam așa, da. A devenit cadru militar, este subofițer. Își vede și de treaba lui ca militar și în același timp și de antrenamente. Vorbeam înainte de gală cu Dan Mocanu și îmi spunea că are un suport foarte puternic din partea clubului armatei. Și că speră să facă pasul cu el într-o promoție importantă. Mocanu se gândea la One FC. Eu mă gândeam la Glory, că e mai aproape Mocanu. S-a dus în Singapore. Da. În Asia, în general. Coffee că... One, Coffee Glory, Time. Coffee and Fight. Fusion, până la urmă, exact, ar da. Fi important să fac acest pas, pentru că eu zic că s-a copt Sunt cele trei mari promoții la nivel global acum, mai ales în ultima perioadă, fiind această problemă cu rușii, pentru că și acolo, în spațiul ex-sovietic, în Rusia, spre exemplu, erau câteva gale interesante, gale puternice. Da, începe, n-a fost o iluzie, începe să-l determine pe Farel să facă pas în spate. Sunt probleme pentru francez. Da, a început mai hotărât Călin Petrișor această repriză a doua, ține centrul ringului, se duce peste adversar, inițiază atacuri. Un prim minut foarte bun pentru el, aproape un minut a trecut în această repriză a doua și iată-l peste adversarul său care e în colțul ringului. Wow, ce dreaptă! Numărat Farel. Da, se uită uimit către colț, dar n-are de ce. Decizie corectă. Ei. Vai. Hai, kick bun. Chiar dacă a pus mănușa francezul, s-a văzut că a fost dat pe spate de acea lovitură. Oh, ce serie puternică! Foarte determinat Călin Petrișor în această seară. Cu siguranță vrea să termine meciul înainte de limită. Și are toate șansele, având în vedere căderea liberă în care se află Farel. Dacă vă uitați la loviturile joase de picior, cu greu mai ridică piciorul peste un anumit nivel. Iar loviturile sale sunt foarte moi. Vădit, obosit și afectat de ceea ce a încasat până acum.
Da, Mocanu îi strigă presiune, presiune. Asta face, se duce încă o dată, îl prinde în corzi acolo. Stânga excelentă pentru Călin Petrișor. Low kick pe interior, răspunsul francezului. Tot cu lovitură joasă de picior. Genunchi acum pentru Farel, nicio problemă pentru adversar. Da, foarte multe lovituri încercate de Farel cu genunchiul din săritură. Foarte periculos Călin Petrișor cu loviturile de braț. Au fost câteva la capul adversarului. Foarte bine aparat genunchiul lui Farel. Bun însă... Bună stânga asta la corp. Reacționează însă Petrișor. Iute, iarăși probleme pentru francez. Câte ce să-l pune jos, lovitură înaltă de picior. Serie de brațe acum și la cap și la corp. E salvat de Clopoțel. A doua rundă controlată clar de Călin Petrișor. Net. O numărătoare și aproape o a doua pe finalul reprizei. Deci avem o repriză de 10-9 și una de 10-8. Asta înseamnă că Farel ar putea câștiga doar printr-un knockout. Go, shout! Sunt scoși acum antrenorii din ring. Mai avem 3 minute din această luptă. Time! Fight! Îndemnat să înceapă în forță și această repriză de la margine Călin Petrișor. Îl așteaptă pe francez, care a dat 3-4 low kick-uri, doar așa de control, să păstreze distanța. Acum și o dreaptă pentru francez. Mi se pare că s-a schimbat destul de mult stilul de a lupta lui Petrișor față de anii trecuți. E mai calculat. Da, nu mai zboară dintr-un colț în altul, nu se mai lansează în atacuri din alea dezlănțuite. Bun genunchi, însă fără să-și atingă ținta. Aici o dreaptă bună, da. Overhand-ul acela de dreapta, din nou l-a destabilizat pe francez. Fight. Croșeu de stânga acum pentru Petrișor. A încasat foarte multe low kick-uri, Călin Petrișor nu a blocat aceste lovituri. Cel puțin în această ultimă repriză. Fight. Ce e drept, francezul nu lovește foarte puternic. Vedem încă o dată un low kick pe interior. Niciun semn că ar vrea să blocheze lovitura Călin. A obosit și Petrișor, însă se vede. Bună stânga. Oh, dreapta la corp puternică. În caz de egalitate avem o repriză suplimentară, sigur nu va fi cazul aici. Ne îndreptăm către o altă rundă de 10-9 după prima, în favoarea lui Petrișor. Însă știți cum e în sportul ăsta, niciodată să nu spui niciodată. Avem proaspăt în minte meciul dintre polonezul Arkadiusz Wsiosek și Badr Hari de anul trecut. Faceți aminte, Badr Hari l-a bătut crunt pe polonez. Până Wsiosek a scos din pălărie o lovitură înaltă de picior și l-a făcut knockout pe Hari. Da, și la al doilea meci... A ieșit bătaia dintre, Mario Ultraș, da. Și polonez. Uite, dacă îl prindem pe Benia de Gui, poate aflăm ce noutăți sunt din partea Glorii.
Da, polonezul a rămas fără palmares. Cel puțin cei de la Gloria au șters palmaresul, l-au lăsat pe zero. Pentru că s-a dus după meci și s-a pupat pe nasul suporterilor. Da, da, da. S-a încheiat meciul, o victorie, cum ar spune Cornel Dinu, incontestabilă. A lui Călin Petrișor, 10-9, 10-8, 10-9. Așteaptă și francezul decizia finală. Revedem momentele importante din ultima repriză cu atacul lui Călin Petrișor, acel genunchi din seritură, două lovituri cu brațul drept. Hai! Blu! Premiul va fi acordat de Heiner Electronics. Prima decizie a arbitrilor pentru primul meci de categorie ușoară. Decizie unanimă, învingător, colțul roșu, Călin Petrișor! Nicio emoție la această decizie, toți judecătorii l-au dat învingător pe Călin Petrișor. Iată, decizie unanimă după trei reprize cu francezul Michel Farel. Multă lume în sala Giulești, 1500 de oameni, toate biletele puse în vânzare s-au epuizat, tribunele sunt pline, mesele, scaunele din jurul ringului, la fel.